Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetele 14 la 35 și apoi de la 69 la 75 și vom continua în Evanghelia după Marcu, la capitolul 8, versetele 34 la 38. Este cuvântul lui Dumnezeu. Orice altă carte am deschide, am citit gânduri de ale oamenilor. Când deschidem Sfânta Scriptură, citim gândurile lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne pregătească mintea și inima, să putem înțelege ceea ce Dumnezeu ne descoperă în Sfânta Scriptură. Deci întotdeauna citim Biblia în atmosfera și în Duhul rugăciunii. După citirea acestui paragraf, ne vom ruga fiecare în inima lui, iar cu voce tare, fratele Nicolae Bica este în tronsonul 3 aici jos. Atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea pe Iisus în mâinile lor. În ziua din tâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? El a răspuns: duceți-vă în cutare loc, la cutare om, și spuneți-i: învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și i-au pregătit Paștele. Seara, Iisus a șezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi și pe când mâncau, el a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să zică unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, el a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, fiul omului se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și i-a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris: voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și a zis: chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru i-a răspuns: chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Întoarcem pagina și citim de la versetul 69. Petru însă ședea afară în curte. O slujnic a venit la el și i-a zis: și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis: nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo: și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis: nu-l cunosc pe omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: nu mai încape îndoială, că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol. Atunci el a început să se blasteme și să se jure zicând: nu-l cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Marcu, la capitolul 8, de la versetul 34. Apoi Iisus a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis:
Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Amin. Plecăm capetele în rugăciune. Este perioada evangelizărilor în foarte multe biserici din țară și de peste hotare și în perioada aceasta când unul când altul dintre păstorii bisericii sunt invitați să slujească în alte părți. În perioada care a trecut, cu ajutorul lui Dumnezeu, am fost la Curtici, la Hunedoara, la Deva și în Spania. Împreună cu Delia ne bucurăm să fim iarăși acasă. Am scăpat din Spania înainte de a veni furtuna. Ne rugăm pentru cei de acolo, pentru cei din alte părți care trec prin necazuri și ne rugăm ca Dumnezeu să dea mângâierea Lui. Celebrăm împreună cina noului legământ. Și în învățătura apostolică, privitoare la cina Domnului, avem doctrinele, ce anume înseamnă cina Domnului, ce anume celebrăm atunci când frângem pâinea și când luăm din rodul viței, din pahar, dar de asemenea și modul în care ne apropiem de cina Domnului, nu doar în ce constă evenimentul, ci și modul în care ne apropiem de el. De aceea Apostolul Pavel spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Adică este nevoie de o apropiere conștienți că acela pe care îl sărbătorim este cel care cunoaște totul. Și că nu ne putem apropia oricum de el și de cina noului legământ. Ca să ne ajute să ne cercetăm, Apostolul Iacov ne spune că Sfânta Scriptură poate fi comparată cu o oglindă în care ne uităm să vedem dacă arătăm bine sau nu arătăm bine. Te-ai uitat în oglindă azi dimineață? Vă rog să nu ridicați mâna. Ne-am uitat în oglindă să ne asigurăm că suntem bine, așa-i? Ei, Iacov ne spune, tot așa trebuie să ne uităm în oglinda Scripturii să vedem dacă suntem bine. În dimineața aceasta, cu ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, ne vom uita în oglinda Scripturii și vom vedea trei chipuri pe care le prezintă Sfânta Scriptură și apoi ne vom uita să vedem dacă nu cumva chipul acela este cel care ne reprezintă pe noi. Primul este chipul vânzătorului, acelui care îl vinde pe Domnul. Al doilea este chipul celui care se leapădă de Domnul. Se leapădă. Și al treilea este chipul celui care se rușinează de Domnul. Unii îl vând, alții se leapădă, iar alții se rușinează. Dacă mă uit la chipurile acestea, oare mă regăsesc acolo? Și dacă mă regăsesc acolo, ce aș putea face? Mai întâi, chipul vânzătorului. Când Biblia vorbește despre vânzător, nu vorbește despre cineva care se duce la piață să-și vândă produsele pe care le-a cultivat în timpul verii. Nici de cineva care lucrează într-un magazin sau într-o altă formă de a vinde produse pe care le-a avut, le-a lucrat, le-a câștigat. Când Biblia vorbește despre vânzător, are următorul sens. Să dai pe cineva pe mâna dușmanilor lui. Când Biblia vorbește despre vânzător, vorbește despre cineva care are anumite informații, știe ceva despre prietenul, apropiatul, cunoscutul lui și îl dă pe mâna dușmanilor. La suprafață, vânzătorul pare prietenos.
pare amabil. Vrea să-ți inspire ideea că te poți bizui pe el, că îi poți spune, că te poți desăinui. În realitate, vânzătorul este viclean, este ticălos, este un om extrem de fățarnic și periculos. În Biblie, chipul clasic al vânzătorului este Iuda. Când Biblia vorbește despre Iuda, vorbește despre unul din cei 12. Dintre toți oamenii care au populat planeta, de la Adam până la revenirea Domnului, doar 12 au avut harul să petreacă 3 ani de zile cu Domnul Iisus. Iuda a fost unul dintre ei. Dintre toți oamenii de pe planetă, nimeni n-a văzut și n-a auzit lucrurile pe care le-a făcut și le-a spus Domnul Iisus, cum au auzit cei 12. Și Iuda s-a comportat ca și când totul era în rânduială. De aceea când Domnul Iisus anunță că unul dintre voi mă va vinde, niciunul dintre ceilalți 11 nu s-a uitat să spună: e Iuda. L-am văzut noi. Am observat noi ceva ce nu e în regulă. Vânzătorul este extraordinar de abil în a masca, în a simula, în a se comporta în așa fel încât să nu dea de bănuit. Atunci, unul din cei 12 numit Iuda Iscariotanul s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre. Când evanghelistul Matei începe paragraful acesta cu atunci, este imediat după cina din Betania, când Maria a luat un litru de mir de nard, un parfum extrem de scump, costul estimativ era costul salarului sau câștigului unui om timp de un an de zile. Și când Iuda a văzut gestul Mariei, a avut o reacție extraordinar de ciudată. E risipă. Ce rost are să torni un litru de parfum de asemenea preț pe Iisus când puteam face altceva cu el? Ce am fi putut face? Iuda spune: l-am fi putut vinde și să dăm bani, să-i ajutăm pe săraci, pe aia care n-au ce mânca în seara asta. Și evanghelistul Ioan precizează. Spunea lucrul acesta nu pentru că era preocupat de soarta săracilor, ci datorită faptului că el ținea caseria grupului apostolic. Zice Biblia că era un tâlhar și lua el ce se punea acolo. Iuda era un om extrem de viclean. Domnul Iisus știa. Și acum ne spune Matei, atunci când a văzut că este în pierdere, că nu ies socotelele, că nu iese câștigul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și a făcut un târg cu ei. Cât îmi dați și îl dau pe mâinile voastre. Preoții căutau un prilej și un loc potrivit ca să-l aresteze pe Domnul Iisus și să-l condamne la moarte. Dar pentru că era vremea în care Ierusalimul era suprapopulat de pelerini din toate părțile lumii cunoscute, nu voiau să creeze o situație explozivă. Căutau un prilej nimerit. Iuda știa ce gândesc preoții, știa ce face Domnul Iisus și se duce la ei pentru că vânzătorul este interesat de ce câștigă. Nu de tine, nu de viața ta, nu de ceea ce se va întâmpla. El este interesat doar să câștige, avantajul lui. Este un om egoist. Și îl vinde pe cel pe care universul întreg nu-l poate prețui. Prețul celui neprețuit. Cel care a creat tot universul. Pe Mântuitorul lumii. Îl vinde pentru 30 de arginți.
Tu pentru cât l-ai vândut? Pentru cât l-ai vândut pe Domnul? Ce ai câștigat când l-ai vândut? Și ai spus, mai bine fără el. Cât ai câștigat? Evanghelistul Matei și Marcu și Luca reiau următoarea idee. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Pe cine l-a vândut Iuda? Pe singurul care îi putea mântui sufletul. L-a vândut pe singurul care are puterea să ierte păcatele. Cât ai câștigat? Și cu ce vei rămâne? O, vei spune, frate Paul, nu l-am vândut pe Domnul. Întrebare, dar ai vândut pe altcineva? Ai vândut pe altcineva? Una dintre poverile pe care le port pe suflet este faptul că în vremea comunistă au fost enorm de mulți oameni care i-au vândut pe frați. Și nu puțin sunt cei care m-au vândut pe mine. M-am dus să îmi văd dosarul pe care mi l-a făcut fosta securitate. Și mi-am luat cu mine hârtii și creion ca să-mi notez. Și mi-am notat 15 coli ministeriale pe față și pe verso, cu nume de oameni care m-au vândut. Unii au mâncat la noi în casă. Unii au dormit la noi în casă. Unii au venit să-i ajutăm. Unii au fost cei care au împărțit cu mine pâinea la cina Domnului. Alții au fost cei care au plecat în misiune cu mine. Alții au fost cei care au cântat în cor. Oameni care, unii m-au vândut pentru o butelie. Alții pentru un pașaport de mic trafic, cum era atunci, să poată merge până în Ungaria să cumpere nu știu ce, să vină înapoi. Altul m-a vândut pentru că a furat o trusă de scule de la fabrică și l-au prins și i-au pus alternativa. N-a fost biserică în care să predică în toată perioada aceea să nu fie cel puțin 2 sau 3 vânzători. Acum, știți care este ciudățenia? Vânzătorul nu face lucrul acela din neatenție. Vânzătorul este cu o gândire premeditată. Iuda se duce și întreabă, ce-mi dați ca să-l dau în mâinile voastre? Iuda își face plan. Nu este accident. Este o viclenie care concepe un plan. Și pentru că îi conceput planul acela, Biblia ne spune despre Iuda că la început satana l-a urmărit pe din afară, din exterior. Dar a ajuns la momentul în care satana a intrat în inima lui Iuda. A ajuns la punctul la care nu s-a mai putut întoarce. Dintre toți cei care m-au vândut, știți că niciunul n-a venit să-și ceară iertare? Primesc de la această agenție care se ocupă de studierea arhivelor fostei securități, primesc periodic scrisori în care îmi spune, cel care a avut numele conspirativ cu tare și îmi dă numele, a fost cu tare și cu tare, și îmi dă toate detaliile. Pe unii întreb. Alții au plecat în veșnicie și nu-i mai pot întreba. Știți că nici unul nu-și cere iertare? Nici unul nu spune, da, regret din toată inima. Fiecare aproape că mă învinovățește că am descoperit că au fost vânzători. Dar nu-i vorba numai de asta. Zice Biblia că în vremea din urmă și ne spune Matei că în vremea din urmă oamenii vor fi într-o stare extraordinară și zice așa, atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții.
Este un semn a vremurilor de pe urmă. Ca să câștigi ceva, îți vinzi Hristosul sau îți vinzi frații sau îți vinzi sufletul. Pe cine ai vândut? Ce ai câștigat? Înainte ca Iuda să treacă linia aceea de la care nu mai este întoarcere, l-a avertizat de câteva ori, inclusiv în seara aceea. Și Iuda nu s-a mai putut întoarce. În numele Domnului, a harului care ne-a fost dat la Calvar, dacă ești pe drumul acela, oprește-te și întoarce-te. Și cel care este Dumnezeul tuturor îndurărilor, te poate ierta și te poate elibera. Când Iuda s-a apropiat de cina noului legământ și a luat bucățica, se spune, în clipa aceea Satana a intrat în el. O, Doamne, păzește-ne inima și păzește-ne viața și păzește-ne bisericile și casele. E chipul vânzătorului. E cumplit. E un chip urât. A rămas peste veacuri ca și cel mai hidos chip posibil. Iuda, vânzătorul. Când ar fi putut fi Iuda, evanghelistul, Iuda, ucenicul, Iuda, apostolul, Iuda, martirul, este Iuda, vânzătorul. Al doilea chip este chipul celui care se leapădă. Atunci când Domnul Iisus stă cu ucenicii în camera de sus, le spune că în noaptea aceasta toți veți găsi o pricină de potignire în mine. În noaptea aceasta toți mă veți părăsi. Și Petru ia cuvântul și spune, Doamne, nu știu ce vor face ceilalți probabil, dar eu cu niciun chip. Și Domnul îi spune, adevărat îți spun că noaptea aceasta te vei lepăda de mine de 3 ori. Acum, între cel care vinde și cel care se leapădă, e o deosebire. Cel care se leapădă este într-un context în care se uită la ceea ce se întâmplă și ajunge la concluzia că ar fi mai bine să se disocieze, să se distanțeze, să pretindă că n-are nimic de a face. Pentru că asocierea devine periculoasă. Asocierea îți poate aduce neplăceri. Petru este în curtea marelui preot. Domnul Iisus este la ancheta marelor preot, este legat, este batjocorit, este bătut, este scuipat. Și Petru se uită la toată realitatea aceea și constată următorul lucru. Dacă sunt asociat cu el, mă paște pericolul să am? Să am ce? Aceea soartă ca el. Deci, dacă mă asociez cu el, dacă mă identific cu el, dacă declar că sunt a lui, atunci mă pândesc pericole de care nu știu cum voi scăpa. Așa că Petru se uită la toată această imagine și structura lui de referință în mintea lui. Marii preoți, aprozii, cărturarii, au toată puterea și n-are rost din pricina lui Iisus să mă pun rău cu ei. N-are rost să risc din pricina lui. Este un moment de maximă tensiune, este un moment de maximă teamă. Ai fost vreodată în situația aceea? Ai fost în situația în care, dacă ești asociat cu Domnul Iisus, vei avea parte de ridicol, de batjocură, de atacuri, de tot felul de neplăceri? Ai fost vreodată în situația aceea?
Mi-aduc aminte de ziua în care intrat student la psihologie medicală la București, am avut cursul de ateism, marxism și profesorul a întrebat dacă este cineva pocăit aici în amfiteatru. Cât s-ați fost la școală în vremea comunistă? Mâna sus cei. A mai rămas. Cei care n-ați fost, nu știți. Ce batjocură, ce umilințe, ce tratament aveau pocăiții, iar cei care erau la facultăți erau dați afară. Și tocmai înainte cu vreo două săptămâni, îl exmatriculaseră pe Pavel Niculescu. Unii dintre dumneavoastră știți pe Pavel Niculescu, a fost păstor, baptist, a făcut filozofia și a ajuns în anul 4. Și în anul 4 l-au exmatriculat din Universitatea din București pentru că era pocăit. Și era destul de mare vuietul că asta e soarta care îi așteaptă pe ceilalți. Ei, în clipa în care s-a spus, dacă e cineva pocăit, dintr-o dată te uiți la faptul că ai reușit să intri la facultate și că vei fi dat afară și tot viitorul tău se duce pe apa sâmbetei. Ai fi ridicat mâna? Știu ce înseamnă. Știu ce înseamnă când te duci și ești la anchetă la securitate. Când ești pus față în față cu toate celelalte, dar știu ce înseamnă să fii la serviciu. Am lucrat și într-un mediu necreștin. Știu ce înseamnă să fii cu toți ceilalți care se uită la tine și dintr-o dată identitatea ta ca și copil al lui Dumnezeu îți aduce mari, mari necazuri. Și dintr-o dată, din mintea lui Petru dispare ceea ce a spus doar cu câteva săptămâni mai devreme. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui preanalt. Acum spune, nu-L cunosc. Nu ne-am întâlnit niciodată. N-avem nimic de-a face. Noi suntem în lumi diferite. Ai ajuns în fața aceea. Te-ai lepădat de El. Ca să nu rămâneți în întrebări, am ridicat mâna sau n-am ridicat mâna atunci, vă spun că a fost un moment în care am văzut cum se prăbușește totul și în clipa următoare mintea mea s-a îndreptat înspre Domnul și m-am întrebat ce zice El. M-am rugat să-mi dea îndrăzneală și putere și pe când să ridic eu mâna, mai mulți colegi ridicaseră mâna. Și profesorul a rămas blocat. Că dacă raportează că dintr-un an întreg câteva zeci de studenți au ridicat mâna că cred în Dumnezeu, nu iese bine, așa că a încheiat și a plecat și am întrebat pe colegi, de ce ați ridicat mâna? Că nu credeți în Dumnezeu. Și mi-au zis, am știut că sunt pe urmele tale și am vrut să te protejăm. Am ridicat mâna ca să te acoperim. Și eu am fost printre ultimii care am ridicat mâna. Dar o ridicam și dacă nu o ridica nimeni. Numai că ce vreau să vă spun este că acea clipă nu e ușoară. Ai ajuns acolo. Ai ajuns acolo când te-a întrebat. Ai ridicat mâna. Ai ajuns acolo când te-a întrebat ce tu ești pocăit. Și tu crezi. Și tu mergi pe urmele Lui. Cel care se leapădă trece prin această fractură lăuntrică. Te rupi. Și te rupi și cazi în partea periculoasă. Numai că
Diferența dintre Iuda și Petru este enorm de mare. Când Domnul Iisus îi spune lui Petru, spune, Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat să nu ți se piardă credința. Petru n-a premeditat. Petru nu și-a făcut un plan să se lepede de Domnul. Petru a fost prins în momentul acela de maximă vulnerabilitate. Iuda și-a făcut planul. El a fost premeditat. El le-a gândit. El a vrut să câștige. Petru a vrut să scape. Numai când a ieșit afară, după ce s-a uitat Domnul la el și a cântat cocoșul, când a ieșit afară, Biblia ne spune că a plâns, a plâns cu amar. S-a rupt totul în el. S-a frânt totul. Ai trăit momentul acela când te-ai frânt? Când te uiți la modul în care te-ai lepădat de el? Te-ai lepădat de el pentru o băutură, pentru un păcat, pentru o aventură de un fel sau altul, pentru o nelegiuire? Pentru ce anume? Ai trăit momentul acela când te-ai frânt și ai plâns cu amar? Când ne apropiem de cina Domnului, ne apropiem ca unii care avem harul iertării, ca unii care avem un Mântuitor care spune, veniți la mine cei trudiți și împovărați de căderi, împovărați de păcate, împovărați de falimente, veniți la mine și vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. O, Doamne, îndură-te de noi și dă-ne îndrăzneală să rămânem tare în ziua încercării. Toată istoria bisericii este presărată cu exemple a martirilor care și când au fost arși pe rug, și când au fost aruncați la fiare, și când au fost executați, spânzurați sau li s-a tăiat capul, indiferent cum au fost, până în ultima clipă, au rămas tari în mărturia lor pentru slava Domnului. Istoria bisericii este plină de mărturii ale oamenilor care nu l-au trădat pe Domnul, nu s-au lepădat de el, ci au rămas tare în ziua încercării. Și Dumnezeu a fost onorat prin viața lor și prin mărturia lor și biserica a fost întărită. Și noi ne rugăm să întărească Dumnezeu credința noastră a fiecăruia și credința copiilor și a copiilor copiilor noștri. Dar mai este un chip. Nu doar chipul vânzătorului, nu doar chipul trădătorului, mai este un chip. Este chipul celui ce se rușinează de Domnul Iisus. Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Chipul celui care se rușinează. Te-ai rușinat vreodată de Domnul Iisus? Un pastor a rugat membrii bisericii să-și iau o coală de hârtie, un creion și să răspundă cu da sau nu la următoarele întrebări. Ți-e rușine să te pocăiești? Ți-e rușine să te botezi? Ți-e rușine să citești Biblia în tren, în avion, pe autobuz, într-un mijloc de transport public? Ai călătorie lungă și ai putea citi Biblia. Ți-e rușine să o citești? Ți-e rușine să ai Biblia pe birou la serviciu? Nu ești pastor, nu lucrezi la liceul baptist sau la Universitatea Emanuel, lucrezi în altă parte. Ți-e rușine să ai Biblia pe birou? Ți-e rușine să te rogi în restaurant? Când servești masa în restaurant, ți-e rușine să te rogi? Sunt unii care se scarpină așa la sprâncene. Chiar ți-e rușine să te rogi? Ți-e rușine să vorbești în public despre credința ta în Domnul Iisus? Ești împreună cu cunoscuți, cu colegi.
Ți-e rușine să vorbești despre credința ta? Ți-e rușine să intervii când cineva ia în deșert numele Domnului și rostește cuvinte urâte și jignitoare la adresa Domnului? Ți-e rușine să-i oprești și să spui, nu ți este îngăduit? Ți-e rușine să explici în termenii Bibliei de ce nu bei, de ce nu fumezi, de ce nu te duci la petreceri? Să le explici nu în termenii că nu-ți face bine la stomac, ci să explici în termenii Bibliei. De ce nu faci lucrurile acelea? Ți-e rușine să-i saluți cu pace pe ceilalți pe care îi întâlnești în public? Spuneți. Ți-e rușine să-i chem la biserică? Și lista poate continua. Acum întrebare. Dacă fac toate aceste lucruri, nu înseamnă că-s creștin. Nu aceste lucruri mă mântuiesc. Deci noi suntem mântuiți nu prin fapte, ci prin credință, prin har. Dar dacă nu le fac, de ce nu le fac? Nu le fac ca să câștig mântuirea, dar dacă sunt mântuit, de ce nu le fac? Ți-e rușine? Domnul Iisus spune, cine se va rușina de mine și de cuvintele mele în fața cui? Acestui neam prea curvar și stricat, ticălos, păcătos. Adică Domnul Iisus spune, sunt față în față cu o generație de oameni stricați și păcătoși, oameni corupți, oameni murdari, sunt oameni fără Dumnezeu, sunt oameni fără niciun fel de standard de morale și de partea cealaltă este Domnul Iisus. Și acum tu trebuie să decizi. E frecventabil Domnul Iisus sau spui? Ți-e rușine? Vedeți, dacă ne înfiorăm la păcatul vânzării și alepădării, la păcatul de a ne rușina de Domnul Iisus, parcă ne-am obișnuit să spunem, da, să facă fratele Doru partea asta, nu o pot face eu. Și transferăm fratelui Doru sau fratelui Dan sau fratelui Alex să facă ei, că doar ei sunt păstori. Domnul Iisus a spus, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Și a spus, veți fi martori în toată lumea. Când apostolul, evanghelistul Matei, reia ideea aceasta, ce înseamnă să mă rușinez de Domnul Iisus, și spune așa, de aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. A nu te rușina de El înseamnă a-L mărturisi. A te rușina de El înseamnă să fac tot ce pot ca să nu fiu batjocorit. Să n-am neplăceri. Asocierea cu El m-ar dezavantaja. Și ca să înțelegem mai bine, ne bucurăm că sunt copii în biserică, am o întrebare adresată părinților. La ce vârstă ați constatat că copiii noștri, care până mai ieri abia așteptau să vină cu noi de mână la biserică sau la școală, ajung la vârsta la care cum te apropii de ușa școlii, de gardul școlii, ce spun? Lasă-mă, nu mai ține de mână, de aici mă duc eu singur. Ați trecut prin faza aceea. De ce? E rușine să-l vadă colegii cu tine. E rușine că dacă îl văd colegii cu tine, o să zică, dar ce, ești tot sânt, ești tot de fusta mamei, încă nu poți să merge pe picioarele tale, și se teme că va fi umilit. Că asocierea cu tine îl umilește, îi scade demnitatea. Am trăit câteva momente deosebite de-a lungul anilor, la festivitatea de absolvire a studenților Universității Emanuel.
Au venit părinți de absolvenților noștri. Și absolvenții noștri nu vin toți din familii regale. Nu vin din familii nobile. Absolvenții noștri vin din familii ca și ale noastre din Burzuc. Și mă uit cu drag la câte o fată, câte un băiat care mi-l aduce pe tată sau pe mama și unii dintre ei n-au nici dinți în gură. Sunt oameni simpli și apăsați de greșelile, de poverile vieții. Și vine absolventul și spune, frate Paul, vreau să vă prezint pe mama. Mă uit cu atât admirație la studentul acela și la mama aceea. E absolvent, e cu facultate. Poate că n-are numai 4 clase, dar mi-o prezintă pe mama. Mi-l prezintă pe tata. Nu-i rușine. Dar se schimbă imaginea. Acum ești în fața lumii și l-ai pe cel care este creatorul întregului univers. Este Domnul și Mântuitorul. Și n-ai vrea să te asociezi cu El. Ți se pare că asocierea cu El te-ar umili. Ți-ar scădea din demnitate. Ți-ar afecta prestigiul tău. Și ai vrea să primești aprobarea și laudele și acceptarea unui neam stricat și păcătos. Deci pentru tine aprecierea unor oameni fără Dumnezeu e mai importantă decât să fii lângă Domnul Iisus Hristos. Îngăduiți-mi să vă citesc câteva mărturii despre Domnul Iisus. Herbert George Wells, scriitor și istoric englez, a spus așa: eu sunt istoric, nu sunt un om credincios, dar ca istoric trebuie să mărturisesc că acest predicator sărac din Nazaret este punctul central al istoriei. Iisus Hristos este de departe cea mai influentă, proeminentă figură din toată istoria omenirii. Henry Bosch, un alt scriitor, spune: Socrate i-a învățat pe oameni 40 de ani, Platon i-a învățat 50 de ani și Aristotel i-a învățat 40 de ani, dar Iisus Hristos i-a învățat pe oameni doar 3 ani de zile. Și totuși, influența lucrării lui Hristos în acești 3 ani de zile este infinit mai mare decât cei 130 de ani împreună a celor mai mari filozofi ai Antichității. Iisus n-a pictat niciun tablou și totuși cele mai frumoase picturi ale lui Rafael, Michelangelo, Da Vinci s-au inspirat din viața lui. N-a scris nicio poezie. Și totuși, printre cei mai mari poeți ai lumii, cum ar fi Dante sau Milton, și mulți alții, și-au inspirat poeziile din învățăturile lui. Iisus n-a compus nicio piesă muzicală. Și totuși, Haydn, Handel, Beethoven, Bach și Mendelssohn au atins cele mai mari înălțimi ale compoziției lor, inspirându-se din viața Domnului Iisus. Fiecare sferă a creativității umane a fost îmbogățită de tâmplarul din Nazaret. Iisus este cea mai faimoasă persoană care a trăit vreodată. Cum să mă rușinez de El? O altă afirmație care este atribuită lui Napoleon când a fost exilat pe insula Sfânta Elena. Vorbind despre Cezar, Alexandru, despre cuceririle lor, despre entuziasmul pe care l-au insuflat în inimile soldaților lor. Dar oare cum se poate explica faptul că un om care a murit cucerește lumea cu o armată devotată total memoriei lui?
Armata mea, spune Napoleon, m-a uitat deși sunt încă în viață. Alexandru, Cezar, Charlemagne. Și împreună cu mine am fondat imperii, dar oare pe ce s-au bazat imperiile noastre? Pe forță. Numai Iisus Hristos a întemeiat imperiul lui pe dragoste. Și doar chiar în ceasul acesta milioane de oameni și-ar da viața pentru El. Și eu am inspirat mulțimile, dar pentru asta a fost nevoie să fiu prezent în mijlocul lor, să-mi vadă flacăra din priviri și să-mi audă vocea. Dar acum când sunt singur pe insula Sfânta Elena, sunt legat. Cine ar mai fi gata să lupte și să cucerească imperii pentru mine? Ce prăpastie adâncă între prăbușirea mea și împărăția eternă a lui Iisus Hristos, care este proclamat, iubit, adorat și a cărui împărăție se răspândește pe tot pământul. Și încă o mărturie. Este o mărturie care vine din partea unui alt scriitor. S-a născut într-un sat obscur, copilul unei femei simple de la țară. A lucrat într-un atelier de tâmplărie până la 30 de ani. Apoi, timp de 3 ani, a fost un predicator itinerant. N-a scris nicio carte, n-a avut nicio funcție oficială, nu a avut familie și nici casă. N-a mers niciodată la facultate, n-a călătorit mai mult de 300 de kilometri de la locul de naștere. N-a făcut niciun lucru faimos care caracterizează mari oameni a istoriei. N-a avut scrisori de acreditare. Avea doar 33 de ani când opinia publică s-a întors împotriva lui. Prietenii l-au părăsit. A fost condamnat și țintuit pe cruce, între doi tâlhari. După ce a murit, a fost îngropat într-un mormânt oferit prin mila unui prieten. Au trecut de atunci 20 de secole. Și azi el este figura centrală a omenirii și este vârful columnei progresului. E greu să pui în cuvinte, dar pot spune că toate armatele care au mărșuluit vreodată, toate flotele mărilor, toate parlamentele care s-au adunat vreodată, toți împărații care au stăpânit vreodată, toate acestea adunate la olaltă, n-au influențat viața oamenilor de pe pământ atât de profund ca această viață solitară a tâmplarului din Nazaret. Cum să mă rușinez de el? Sunt doar câteva declarații. Oameni care au zis, dacă am față în față pe Iisus Hristos și am toate celelalte realități ale lumii, toate la oaltă, nu-l pot egala pe el. Cum să-mi fie rușine de el? Și pentru că îl prezintă pe el Scriptura, Apostolul Ioan și încheie cartea Apocalipsa, o începe și spun, iată că el vine pe nori. Dar oare cum vine pe nori? Deschideți, vă rog, la Apocalipsa, la capitolul 19. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca parafocului. Capul era încurunat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină moiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Amin. Ți-e rușine de el? Dacă te-ai rușinat de el, venim acum la masa Domnului. Ești gata să spui, Doamne, mi-aduc aminte de ziua aceea, de împrejurarea aceea care mi-a fost rușine. Mi-aduc aminte de lucrurile care trebuia să le fac și nu le-am făcut pentru mărturia Evangheliei și mi-a fost rușine. Doamne, sunt în jurul meu oameni care nici măcar nu știu că-s pocăit. Doamne, îmi iau atâtea măsuri ca să mă deghizez, să nu cumva să descopere cineva că-s diferit de ei, ca să nu mă întrebe. Și acum ai vrea să celebrez moartea lui în locul tău. Biblia spune, iată că el vine pe nori. Și orice ochi
îl va vedea și ochii mei și ochii tăi. Dar acum ne văd ochii lui, ne văd inima, ne văd viața. Și înainte de a ne apropia de masa Domnului, haideți să plecăm capetele în rugăciune.